Mașina prefectului de Olt a fost cuprinsă de flăcări pe o stradă din județul Olt. La volan nu era însă Mario de Mezzo, ci o consilieră acestuia. Din fericire, șoferița a reușit să se autoevacueze la timp și nu a fost rănită. Cu toate acestea, autoturismul a fost făcut scrum aproape în totalitate. Are, dar nu putem să dăm cu asta! Să mă apropii, să se răie, să mă omoare și pe mine! Sună cineva la pompieri? A sunat doamna! Cum să mai mă apropii la punta aia? Când a fost extintorul, a pupuit roata. Incendiul a izbucnit pe raza comunei Vlădila din județul Olt. Martorii susțin că autoturismul a luat foc în mers, iar câțiva oameni au reacționat rapid pentru a stinge focul cu ajutorul unui extintor, însă nu au avut succes. Bă, dar din mers așa? Da. Nu știu, că vezi pe o căsână mai aici, a văzut. Luai extintorul repede, mă dosești și a bubuit roata. E praf de la plajă. Nu că tremură mâinile, dar nu mai. La venirea echipelor de intervenție era deja prea târziu, deoarece autoturismul ardea din temelii. Aceștia i-au acordat îngrijiri medicale șoferiței, care nu avea răni vizibile și a refuzat transportul la spital. Pompierii nu au mai reușit să salveze mare parte din mașină, care a fost distrusă în proporție de 90% de flăcări. Se pare că autoturismul aparține prefectului județului Olt, Mario de Mezzo, însă acesta nu se afla la volan. Diana Crețu, șefa cancelariei prefectului și purtătoare de cuvânt a PNL Sector 1, conducea mașina. Despre acest incident discutăm cu prefectul de Olt, Mario de Mezzo. Bună seara! Bună seara, mulțumesc frumos! A fost o zi complicată. Vedem imaginile la finalul acestei zile. Care sunt concluziile dumneavoastră despre acest incident? În primul rând îi mulțumim lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat nimic rău cu colega și prietena mea, directoarea cancelariei Diana Crețu, și că nu a fost nicio altă pagubă, că toată lumea este în regulă. Faptul că mașina a luat foc și a ars, sigur că este un necaz, însă trecem peste el pentru că oamenii sunt mult mai importanți decât orice altceva. Din concluziile preliminare ale pompierilor, se pare că a fost un scurt circuit, însă aștept concluziile finale și raportul final al pompierilor și expertiza pentru a vedea care au fost cauzele acestui incident. Ca să fie foarte clar, nu dumneavoastră vă aflați la volan, doamna Crețu se afla la volan, da. Am reținut asta și din materialul anterior. Unde mergea domnia sa și cum a constatat că e ceva în neregulă? Ieri și astăzi la instituția prefectului am organizat un eveniment, l-am adus pe primul consilier guvernamental bazat pe inteligență artificială Ion, l-am adus la Slatina ieri, unde a interacționat cu peste 300 de copii și astăzi ne-am propus să-l ducem pe Ion în mediul rural, astfel încât copiii de acolo de asemenea să interacționeze cu el. Și mergea la Studina, colega mea, directoarea cancelariei, mergea la Studina în mașina mea să însoțească consilierul guvernamental bazat pe inteligență artificială la întâlnirea cu copiii din Studina. Motivul pentru care a decis să meargă cu mașina mea a fost pentru că eu aveam treabă în instituția prefectului și celelalte mașini erau ocupate cu activități curente. Nu am vrut să perturbăm activitatea instituției, drept care am rugat-o să folosească mașina mea și ea a făcut acest lucru. Da, sigur că în astfel de cazuri intervine firesc și ipoteza, fie și la nivel teoretic, al unei mâini criminale. Ați luat în calcul și o astfel de variantă? Eu vă spun așa, refuz să cred că în România anului 2023 astfel de gesturi pe care le-aș numi mafiote în cazul în care ele s-ar întâmpla există. Refuz să cred acest lucru. În același timp, mulți dintre colegii dumneavoastră jurnaliști mi-au pus această întrebare și mulți dintre prietenii care au văzut și care au aflat au ridicat aceleași suspiciuni și aceleași întrebări. Și atunci ei mi-au amintit că în urmă cu o lună de zile președintele Consiliului Județean mi-a spus că să am grijă să nu-mi prind mâna în strung și că nu am avut protecția muncii făcută. Eu nu știu ce înseamnă acest lucru. Era în contextul vizitei mele la spital, vă amintiți și dumneavoastră cu siguranță, am făcut un control inopinat în urma unor sesizări care ar fi gândași la spital. Și nu am fost lăsat să intru și în acel context președintele Consiliului Județean a spus că nu am protecția muncii făcute și să nu-mi prind mâna în strung. N-am înțeles ce înseamnă acest lucru în acel moment. În astăzi, când prietenii mi-au reamintit despre această declarație, într-adevăr pare o declarație foarte ciudată și nepotrivită
în gura unui președinte al Consiliului Județean pe un subiect care nu are nicio legătură cu nimic, pentru că eu nu văd nicio legătură între un spital și un strung, nu văd nicio legătură între un spital și protecția muncii, între prefect și strung și așa mai departe. Dar mai spun o dată, refuz să cred că în România anului 2023 există astfel de practici și că oamenii ar merge atât de departe. Sigur, dincolo de faptul că vă îndoiți că ar fi vorba despre așa ceva, aveți de gând să investigați situația mai departe? Investigația se va derula de la sine, pentru că s-a deschis un dosar penal in rem, având în vedere incendiul autoturismului, și organele abilitate cu siguranță vor expertiza și mașina, vor investiga și vor expertiza și mașina. Vom vedea ce se întâmplă. Faptul că eu am deranjat niște oameni aici local, faptul că i-am deranjat din confortul și din felul în care ei stăpâneau județul, este una. Însă mai spun o dată și refuz să cred că acest lucru se poate întâmpla în România anului 2023. Vă mulțumesc foarte mult!